Îmi dau seama că nu am regrete și că trecutul poate fi vindecat doar din perspectiva pe care o ai din prezent asupra lui. Și atunci, cumva, întâmplările care au trecut nu mai sunt cu mine acum, iert. Și încerc să am compasiune. Compasiunea pentru mine înseamnă să-i ofer posibilitatea celuilalt să fie așa cum e el, nu așa cum mi-aș dori eu să fie. Și cred că a contat asta și în relație cu părinții și în relațiile personale pe care le am. Cred că mai lucrez la blândețe, mai întind, acum pare că sunt așa o zână, dar nu sunt, dar fi serios, sunt un perfecționistă, îngrozitoare, care cer foarte multe de la oameni. O sun pe mama și zic, mă, mamă, din cauza ta sunt în halul ăsta.